Cu sentimente de mândrie și de apartenență, parohia Maica Îndurerată din satul Abud a celebrat sărbătoarea Preasfintei Fecioare Maria, Maica Îndurerată, pe 17 septembrie. Liturghia solemnă cu această ocazie a fost prezidată de părintele lui Salman în prezența unui număr mare de credincioși și preoți. Importanța sărbătorii de astăzi este să ne amintească două lucruri: apartenența și iubirea noastră pentru biserică, deoarece este locul în care ne exprimăm credința, iar mama noastră, Fecioara Maria, l-a însoțit pe Hristos în timpul vieții sale pentru a ne însoți și pe noi în mijlocul greutăților pe care le trăim. Și de asemenea, să spunem că biserica încă oferă preoți în via Domnului, iar acest preot, părintele Luis, este originar din satul Abud și este important să încurajăm vocațiile preoțești și religioase. Sărbătoarea de astăzi și întreaga celebrare ne înalță sufletește, în ciuda greutăților și adurerilor prin care trece țara noastră și noi toți, dar ne spune că speranța nu moare niciodată și Preasfânta Fecioară este martorul credincios al învierii, iar crucea este speranța noastră. În ciuda morții, a existat învierea. Peisajul natural cuprinde casele și bisericile satului Abud, situat la 30 de kilometri nord-vest de Ramala, un sat creștin istoric, ale cărui rădăcini datează din epoca romană și încă este un martor viu al forței și al trăiniciei prezenței creștine din Țara Sfântă. Noi, creștinii, suntem aici în satul Abud din cele mai vechi timpuri, din vremea Domnului nostru Iisus Hristos. Abud este un sat istoric foarte vechi. Domnul Iisus Hristos a trecut pe aici în drumul său dinspre Ierusalim la Nazaret și se spune că s-a oprit aici pentru o scurtă perioadă de timp. Deci, satul Abud este considerat unul dintre cele mai vechi sate creștine din Palestina. În sărbătoarea Preasfintei Fecioare Maria, Maica Îndurerată, s-a reaprins flacăra credinței și a speranței printre creștinii din satul Abud, cerând mijlocirea Maicii Cerești pentru a primi binecuvântările de sus.